Marea Baltică, multă vreme o zonă tampon între Rusia și Occident, dar tensiunile au crescut în regiune după ce invazia Rusiei în Ucraina a determinat Finlanda și Suedia, până atunci neutre, să se alăture alianței nord-atlantice. Moscova consideră demersul celor două țări o amenințare și mai mare. Alianța militară occidentală, care include formal și fostele republici sovietice baltice, practic înconjoară acum toată Marea Baltică. Doar exclava Kaliningrad și Golful Finlandei sunt controlate de Rusia. În luna mai, Moscova a tras un semnal de alarmă prin declarația ministrului rus al apărării, conform căreia granița maritimă a Federației Ruse se va modifica. Declarația a fost retrasă ulterior, fără explicații. În schimb, Rusia a remarcat că situația politică în regiune s-a schimbat radical de la ultima măsurătoare a frontierelor în 1985. Vedeți cum au escaladat tensiunile și la ce nivel a ajuns confruntarea, mai ales în regiunea Baltică. Lucrul acesta ne cere să luăm măsurile adecvate pentru a ne asigura securitatea, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Exclava Kaliningrad, situată între statele NATO, Polonia și Lituania, ar putea fi afectată. Țările ar putea restricționa trecerea navelor prin apele lor teritoriale, marcate aici cu galben, dar nu și în zona lor economică exclusivă, aici cu albastru, extinzându-se la 200 de mile marine de la țărm. O altă zonă afectată ar putea fi Golful Finlandei și insulele sale. Calea navigabilă între Finlanda și Estonia a fost, istoric, poarta de intrare a Rusiei în vestul Europei. Aici, apele teritoriale sunt și mai apropiate, ceea ce ar putea duce și mai ușor la o confruntare. Finlandezii urmăresc îndeaproape mișcările Moscovei. Suntem și trebuie să fim bine pregătiți împotriva oricăror amenințări din partea Rusiei. Deocamdată trebuie să fim calmi și să observăm atent ce se întâmplă cu adevărat. Poate ne testează. Un alt punct sensibil este insula Gotland, aparținând Suediei. Gotland, acum teritoriul NATO, este situată strategic chiar în mijlocul Mării Baltice. În 2005, insula a fost demilitarizată într-un gest de pace și cooperare. Dar, în urma agresiunii Rusiei în Ucraina, Suedia a reînarmat Gotland și a suplimentat trupele. Suedia avertizează că Putin ar putea fi cu ochii pe Gotland pentru poziția sa strategică.